Marco Maciuc, Nicole Zeligman. Nicole este calificată atât la cerc cât și la minge. Ambele gimnaste din Israel sunt calificate deja la obiectele la care au evoluat ieri. Are 18 ani, 1,73 și 52 de kilograme și este antrenată chiar de mama ei, la fel ca și rusoaica Selezneva Ekaterian. Anul acesta a obținut un bronz la cerc la campionatul european de la Baku. Talentul vine din familie, se vede. E ceva special, mă gândesc, să-ți antrenezi propriul copil. Dar și o mândrie să vezi că iese un lucru atât de frumos. Deși spuneam că antrenoarea e o a doua mamă pentru gimnaste, cred că în momentul în care chiar mama ta te antrenează, încărcătura emoțională e mult mai puternică. Eu nu mă gândesc neapărat la gimnaste, eu mă gândesc la mamă. Antrenorul are un rol, între ghilimele, ingrat de a găsi mijloacele și metodele pentru a scoate tot ce e mai bun pentru din sportiv. Pentru a motiva sportivul. Și atunci, chiar când vezi că nu se mai... sau că e greu, trebuie să-l mai convingi pe sportiv / copilul tău să meargă mai departe. Sportivă frumoasă și un exercițiu frumos și ea se împacă, iată, cu măciucile. În primăvara europene s-a calificat în toate cele patru finale, câștigând bronz la cer. Și a fost a șasea la măciuci. 21-250 pentru sportiva din Slovenia, notă foarte bună. Denisa Maia,